Domnule Diaconu, ori de câte ori vorbim cu fermieri și cu comercianți de roșii în piețe, ne spun că nu se mai pot cultiva tomate fără pesticide agresive, pentru că dăunătorii sunt din ce în ce mai mulți, bolile sunt tot mai agresive și pur și simplu nu mai rezistă și nu mai produce planta. Dumneavoastră, cum produceți roșii cu un minim de tratament? Da, haideți să demontăm aceste argumente rând pe rând. În primul rând, trebuie să luăm în considerare faptul că majoritatea, peste 90% din legumicultorii din România, nu fac rotația culturilor. Ei cultivă roșii pentru că acestea sunt mai profitabile. Și atunci, orice boală și dăunător am avea anul acesta, dacă ea nu este eradicată în totalitate, la anul se va înmulți. Deci vom avea o problemă mai mare, în general. De asta există această practică de dezinfecție a solarului, a solului și așa mai departe, tocmai pentru a elimina agenții patogeni, bolile sau dăunătorii din anul trecut. Practicând rotația culturilor, adică venind cu roșii abia după 3 ani după ce am avut o cultură, aceeași cultură, reducem în mod natural aceste probleme. Deci, din start plecăm cu mai puține probleme. Apoi, referitor la faptul că planta nu mai produce, asta e efectiv haide să-i spunem o gargară mai bine, o metodă un argument pentru necunoscătorii. Pentru că dacă spui planta nu mai produce, e ceva foarte vag, pe care nimeni nu-l poate controla, nu ai de ce să-l apuci, nu-l poți delimita în niciun fel argumentul acesta. Ce pot eu să vă spun este că noi cultivăm aici, avem un soi, se cheamă Country Taste, care este special creat pentru agricultură ecologică. Ce înseamnă asta? Înseamnă că unul are gust. Nu, asta e doar o paranteză, nu răspunde la întrebarea noastră, dar înseamnă că are și mai multe rezistențe. Toți hibrizii sau, în general, hibrizii moderni au rezistențe la anumite probleme, în general la boli și viroze. Dacă eu, ca și fermier, producător, aleg un hibrid sau un soi cu rezistență foarte mică, evident că o să am probleme mai mari. Deci noi, în ecologic, alegem varietăți cu rezistențe mai mari. Practicăm rotația culturilor, monitorizăm des cultura și încercăm să ne uităm la problemă și să o identificăm cât de repede apare și imediat să facem tratamentul respectiv și posibil să reușim o cultură la fel de bună din privința bolilor și a dăunătorilor ca cei din convențional. Până acum n-am reușit să facem asta, dar sunt sigur că este posibil. Adică, atâta timp cât se poate în alte țări cu producții mari, trebuie să se poată și la noi. Doar că, în continuare, România suntem într-o etapă de pionierat și va dura până când fermierii români vor avea producțiile celor din vest ecologice. Cum lucrați la roșii? Când începeți? Cum ajungeți la recoltă? Și când e normal ca roșiile românești bio să ajungă pe piață? Da. Dacă vorbim de solarii neîncălzite, cum sunt acestea, roșiile se plantează undeva în luna aprilie, fiecare în funcție de zonă, în funcție de calitatea solarului, în funcție de cât risc vrea să-și asume, poate să planteze și la 1 aprilie și la 1 mai, în funcție de an. Asta înseamnă că roșiile vor ieși undeva la sfârșit de mai, la început de iunie. Roșiile, vorbim niște hibrizi sau soiuri timpurii, care să nu fie grăbiți cu etrel sau cu alte substanțe.